Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieiseră și marea nu mai era. Biblia începe cu cuvintele: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Geneza 1:1. Dar cerurile și pământul au fost spângărite de păcatele îngerilor și ale rasei umane. Dumnezeu va distruge cerurile și pământul, după cum citim în 2 Petru 3:10. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Va fi o explozie atomică de proporții. Când un atom este despărțit, energia generată prin aceasta este îndeajuns pentru a distruge un oraș întreg. Imaginați-vă cum va fi atunci când Dumnezeu va despărți toți atomii de pe pământ. Atunci Dumnezeu va crea un nou început. Nu va fi nicio mare, ci numai cerurile și pământul. Petru continuă spunând: deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 și 12. Ziua lui Dumnezeu menționată aici este diferită de ziua Domnului. Ziua Domnului este ziua revenirii lui Isus și a stabilirii împărăției de 1000 de ani. La sfârșitul zilei Domnului, cerurile și pământul vor fi distruse și atunci va începe ziua lui Dumnezeu. Noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 2 Petru 3:13. În timpul domniei de 1000 de ani ai lui Isus, vor exista încă păcătoși cu nedreptate în inimă. Dar când va începe veșnicia cu cerul și pământul noi, doar neprihănire se va găsi în ea. Acest verset se poate traduce astfel: unde dreptatea se simte acasă. Cu toții știm că există o mare diferență între a trăi într-o casă și a te simți acasă în ea. În casele unor oameni ne simțim foarte bine. În casele altor oameni, deși sunt ospitalieri, poate, noi nu ne simțim în largul nostru. În prezent, neprihănirea nu se simte acasă aici pe acest pământ, dar vine o zi când neprihănirea se va simți în sfârșit la ea acasă, în noul cer și pe noul pământ. Pentru a ne pregăti pentru acea împărăție, Dumnezeu a început o lucrare în inimile noastre. 2 Corinteni 5:17 spune: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ce vedem în Apocalipsa 21 este această creație nouă. Lucrarea pe care Dumnezeu o face prin crearea unui cer nou și a unui pământ nou este aceeași lucrare pe care o duce la îndeplinire atunci când El ne face copiii Lui. El își stabilește împărăția în inimile noastre, o împărăție de neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, unde neprihănirea este acasă. Dacă neprihănirea se simte acasă în viața ta, atunci ai intrat în viața noii creații. Și nu invers. Și așa cum, într-o zi, Dumnezeu va arde cerul vechi și pământul vechi cu foc, El va arde rămășițele naturii adamice din noi și ne va face pe deplin ca Isus, când Hristos se va întoarce, pentru ca noi să fim pregătiți pentru acel cer și pământ noi. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu a început să o facă în inimile celor care se sfințesc, după cum și Hristos este sfânt. Iisus a spus în Ioan 14:2: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc. El a plecat să pregătească un loc celor care sunt bolnavi și obosiți de păcat și de nedreptate și care tânjesc după neprihănire. Iisus însuși a iubit neprihănirea și a urât nedreptatea, iar casa pe care o pregătește este pentru aceia care au aceeași atitudine. Versetul 2. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Ierusalimul este numit Cetatea Sfântă, spre deosebire de Babilonul, care era numit Cetatea Mare. Aceasta este mireasa lui Hristos, ea este împodobită pentru mirele divin. Citim despre cuvântul podoabă în 1 Petru 3:4, unde femeilor creștine le este spus să se împodobească, nu cu aur, păr împletit și haine elegante, ci cu un duh de blândețe și liniștit pe care Dumnezeu îl prețuiește nespus. Aceia care au învățat blândețea și smerenia de la Iisus sunt împodobiți. Mireasa lui Hristos nu are glorie exterioară sau măreție, ci un caracter interior. Noi nu posedăm blândețe în natura noastră. Noi cu toții suntem severi, nepoliticoși, cruzi și mândri prin natura noastră, dar odată ce îl primim pe Hristos, Duhul Sfânt începe lucrarea de împodobire în noi cu smerenia și blândețea sa. Singura întrebare acum este dacă noi îi permitem Duhului Sfânt să facă această lucrare în inimile noastre. Versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Dumnezeu și-a dorit dintotdeauna să locuiască împreună cu omul și dorința sa se va împlini la sfârșit. În 2 Corinteni 6, versetele de la 16 la 18, Dumnezeu spune: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice. Există o condiție pentru ca Dumnezeu să locuiască printre oameni. Noi trebuie să stăm departe de tot ce este necurat. Versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Blestemul va fi atunci dat la o parte pentru totdeauna. Chiar și în mileniu oamenii vor muri, dar la final, în veșnicie, nu va mai exista moarte. De asemenea, nu vor mai exista tânguire, plâns, nici durere. Versetul 5. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Cartea Apocalipsa este plină de lucruri noi. Un nume nou, o cântare nouă, un cer nou, un pământ nou și versetul spune că toate lucrurile vor fi făcute noi. Lui Ioan i s-a spus să noteze tot, astfel ca oamenii lui Dumnezeu să cunoască cum va arăta casa lor viitoare. Versetul 6. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Toate scopurile pentru care a murit și a înviat Hristos vor fi în final atinse pe deplin. El este începutul și sfârșitul. El a spus pe cruce: s-a isprăvit. Versetul 6 ne arată împlinirea lucrării începute la cruce. S-a isprăvit. Promisiunile lui Dumnezeu sunt numai pentru aceia care sunt însetați. Iisus a spus în Matei 5:6: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Izvoarele apelor vieții se referă la manifestarea și experimentarea Duhului Sfânt. Ele sunt oferite de către Dumnezeu tuturor acelora care sunt însetați. Și ei nu trebuie să plătească pentru aceasta cu bani, fapte bune, cu zăbovire, post sau cu orice altceva. Apa vieții este fără niciun cost. Versetul 7. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Există o diferență între copil și fiu. Dumnezeu spune aici: el va fi fiul meu, nu copilul meu. Tatăl este încântat să predea toată împărăția fiilor săi, spunând: fiii mei, v-am verificat și v-am testat. Acum, tot ce am creat este al vostru. Ce binecuvântare va fi în acea zi pentru biruitori. Amin.